Slăvit și binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Se vorbea despre speranță și am stat și m-am gândit dacă într-adevăr ne-am pierdut speranța. Se spune că speranța moare ultima, însă de multe ori se pare că noi trăim totuși și speranța ne-a murit. Și dacă Dumnezeu a ales în seara aceasta să ne cercetăm unul fiecare în parte și să vedem dacă mai avem speranță sau dacă nu mai avem speranță în revenirea Domnului Iisus Hristos, cred că a făcut-o cu un scop și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute să ne cercetăm unul fiecare în parte și să vedem dacă mai avem speranță sau nu. Și doar un singur gând vreau să aduc și apoi să mergem într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cu privire la speranță, am stat și m-am uitat la textul acesta din Tesaloniceni și în versetul 4, Pavel vorbește tesalonicenilor și spune astfel: știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Și dacă este un lucru care influențează speranța noastră, sunt alegerile noastre pe care le facem în fiecare zi. Și de multe ori, alegând să-L punem pe Dumnezeu pe locul 2 în viața noastră, ne pierdem speranța în revenirea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru, în a doua epistola sa, în ultimul capitol, vorbește despre niște oameni care s-apucă ei să cerceteze cuvântul lui Dumnezeu și își dau seama că promisiunea revenirii Domnului Iisus Hristos e cam de mult. Și au trecut atâția ani și totuși nu vine Domnul Iisus Hristos și rămân fără speranță și Dumnezeu vorbește despre oamenii care nu au speranță și care nu au credință în Iacob și spune că sunt ca valul mării, purtat de vânt încoace și încolo și tot despre oamenii ăștia spune că să nu se aștepte să primească ceva din mâna lui Dumnezeu. Aș dori după masa aceasta, în seara aceasta, să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea care urmează și să ne cercetăm viețile noastre, să vedem dacă alegerile pe care le facem, dacă îl pune pe Dumnezeu pe locul întâi. Dacă nu îl pune pe Dumnezeu pe primul loc, avem cea mai mare șansă să ne pierdem speranța că Domnul Iisus Hristos revine. Și pierzându-ne speranța că Domnul Iisus Hristos revine, dați-mi voie să vă spun că degeaba ne-am strâns aici. Degeaba ne strângem în acest loc dacă nu mai credem că Domnul Iisus Hristos vine. Tot mai rar se spune, auzim pe frați spunând Maranata, Domnul nostru vine, și tot mai rar se spune Amin la Maranata. Însă mă rog lui Dumnezeu să ne conștientizeze și să pună în noi un dor sfânt după împărăția Lui. Amin. Dorul acesta sfânt pe care Dumnezeu ne poate turna în inimi nu vine stând acasă, nu vine uitându-ne pe internet, nu vine în alte locuri, ci vine în adunarea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu, dacă ne-a dus în țara aceasta aici, să ne vorbească prin slujitorii Lui, să ne conștientizeze că avem nevoie de puterea Lui, avem nevoie de atingerea Lui, avem nevoie de niște schimbări în viața noastră ca să trăim o viață sfântă și aproape de El. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și știu că e duminică seara și obișnuim să facem rugăciuni mai puține, însă asta nu înseamnă că trebuie să fie și scurte și mă rog lui Dumnezeu ca în rugăciunea aceasta să torne Dumnezeu în noi un duh de rugăciune, să venim înaintea Lui și să rugăm ca El să ne schimbe viețile, să ne ajute să facem niște alegeri sfinte în viețile noastre, astfel încât Dumnezeu să fie cu adevărat și Domn, nu numai Mântuitor în viețile noastre. Haideți să mergem înainte în rugăciune înaintea Domnului.